Salutare, oameni buni! Bine ați venit la o nouă recenzie de parfumuri pe acest canal. Au trecut iar două săptămâni și mă simt cumva dator să vin cu o nouă recenzie de parfumuri. Astăzi vom discuta, vă voi prezenta un parfum de la Armaf. Din nou, țin să spun din start că, cel puțin până în momentul de față, mi se pare una dintre cele mai reușite alternative, clone, și inclusiv parfumuri de la Armaf, cel pe care o să vi-l prezint astăzi. N-aveam mare așteptări de la acesta. E din nou un parfum despre care se știu destul de puține. E un parfum apărut, cred că la sfârșitul anului trecut sau începutul anului acesta. Dar, după cum spuneam, un parfum care m-a impresionat foarte plăcut. Și anume, vorbim astăzi despre Armaf Odyssey Mandarin Sky Limited Edition. Care arată cam așa ceva. Sticla, cu siguranță vă este cunoscută. După cum spuneam, face parte din linia Odyssey de la Armaf, care mai include și pe Armaf Odyssey Mega, tot Limited Edition. Cumva, din ce am înțeles, sunt apărute aceste două în același timp. Doar că acesta este o clonă, din nou, reușită, însă nu cea mai reușită, după Yves Saint Laurent Y. Și mai avem pe Odyssey Home, care arată cam așa. Acesta este, dacă nu mă înșel, primul apărut din linia aceasta Odyssey. Din nou, un parfum foarte reușit. Nu am reușit să-mi dau seama exact după ce sau ce sursă de inspirație a avut, însă miroase foarte bine. Cumva e în linia lui Armani, Stronger With You, un parfum dulce, dar cu niște performanțe foarte, foarte bune, așa că vi-l recomand dacă doriți un parfum în linia aceea, un parfum dulce, un parfum pentru iarnă, pentru sezonul rece. Revenind la Armaf Odyssey Mandarin Sky, sticla este destul de colorată, după cum se poate vedea, cu un capac cauciucat, are o textură cauciucată, sticla îmbrăcată într-un soi de uniformă, de husă, toată sticla, cumva, poți să ții fără probleme sticla de acest capac. Na, e ca o ceașcă, e ca un recipient ceva, ca un termos, mă duce cu gândul la un termos. Armaf Mandarin Sky, bineînțeles că este o clonă și o clonă foarte reușită, după Jean-Paul Gaultier Scandal, versiunea pentru bărbați, da? Nu discutăm despre scandalul pentru femei. Jean-Paul Gaultier Scandal, parfum apărut în anul 2021, anul trecut. Chiar mă gândeam că nu o să apară și o alternativă la acela. Mie personal mi-a plăcut mirosimbul. Și dacă vorbim despre Scandal, e clar că avem de-a face aici cu un parfum dulce, cu un parfum gurmand, cu un parfum pentru sezon de iarnă. Conține și nota de mandarină, inclusiv de portocală în el. Și cumva cred că de aici și numele și implicit culoarea capacului. Însă nu e un parfum fresh, nu i-aș spune că e un parfum fresh, pentru că nota asta de mandarină se găsește cumva în fundal, dar cel puțin în prima jumătate de oră o vei resimți, dar pierdut acolo undeva prin spate, pentru că în față se regăsește o dulceață care în combinație cu această mandarină, fie ea modestă, generează un parfum și un miros foarte plăcut. Ca și note, avem aici nota de salvie, mandarină, după cum spuneam, și nota de șofran pe partea de vârf, iar pe partea de mijloc avem nota de caramel, boabe de tonka și crăiță am găsit. E prima oară când regăsesc această floare, acest element într-un parfum, nota de crăiță, iar ca și bază avem nota de vetiver, cedru și, bineînțeles, ambroxanul, care îi dă o notă foarte sexy. E un parfum pentru dating, e un parfum care cu siguranță îți va aduce complimente. După cum spuneam, un parfum foarte dulce. Vei resimți pe întreaga durata acestui parfum acea combinație de caramel cu boabe de tonka și
nota de vetiver cumva spre final. În schimb, e un parfum pe care nu-l recomand clar pe temperaturi de peste 20 de grade, pentru că, nu știu, poți să încerci să-l aplici, dar având în vedere notele ce-l alcătuiesc pe acesta, parfumul, după cum spuneam, vine cu o dulceață aparte, dar o dulceață sexy. E un parfum pe care l-aș vedea purtându-l la un eveniment, la un date, în club inclusiv. Sunt sigur că ai face ceva furori purtându-l. Pe parte de performanțe, da, e un parfum care, cel puțin pe pielea mea, se bucură de o proiecție monstruoasă în prima oră, oră și jumătate. Îți va sări în nas și îți va sta acolo insistent. Cu o longevitate de 3, de 7, 8 ore fără probleme. L-am aplicat aici cumva, cred că aseară pe la ora 6 și încă se mai poate regăsi mirosul pe mână. Deci pe parte de performanță este foarte, foarte bine. Ca și preț, îl vei regăsi în jurul sumei de 100 de lei. Din nou, se merită foarte, fără discuție. Singura problemă este că nu prea apare în stoc. Mă gândesc că, acum nu știu numele, într-adevăr include și acel limited edition. Că e limited edition sau e doar o tehnică de marketing, nu știu. În schimb, după cum spuneam, se regăsește mai greu. L-am vânat câteva luni până să reușesc să-l găsești și să-l achiziționez. Mai des îl vei găsi pe acesta. Acesta văd că stă constant în stocuri, în magazinele de la noi din România. În schimb, Mandarin Sky mai slăbuț, dar când îl găsești, și chiar dacă îl găsești la prețul de, nu știu, 150 de lei, ți-l recomand. Numai pentru simplu fapt că are niște performanțe pe care greu le mai găsești la parfumurile de astăzi și mai ales la aceste clone alternative. Tind să menționez și să cred că stă mai bine la performanțe și decât originalul Scandal de la Jean Paul Gaultier, pentru că am avut ocazia să-l testez și pe acela. Da, un parfum reușit din toate punctele de vedere, un parfum care, nu știu, nu e limitat de vârstă, poate să-l poarte și tinerii și persoanele, nu știu, peste 40-50 de ani fără probleme. Mai ales dacă îți plac parfumurile gurmande, parfumurile dulci, trebuie să-l ai în colecție și mai ales dacă îl știi pe Scandal și vrei să provoci la rândul tău un scandal de arome și de note și, bineînțeles, să atragi niște complimente, ți-l recomand cu mare căldură. Cam atât a fost astăzi despre Armaf Odyssey Mandarin Sky, nume lung, Odyssey Mandarin Sky, și mai avem și acel Limited Edition. Noi ne vedem data viitoare cu nou review. Bye, bye!